Când ați început documentarea pentru această carte și cum ați făcut documentarea și dacă ați găsit și lucrări, articole în românește care vi s-au părut importante pentru scrierea cărții? Am început să mă documentez în arhive acum 8 ani, dar deja înainte la bibliotecile noastre, la Viena, m-am documentat cu bibliografie existente române, în limba română, dar și generală, mai ales privind studiile comparative despre fascismul. În România am profitat enorm și sunt dator Arhivelor de Stat și Arhivele CNSAS, care mi-au susținut ani de zile și am profitat și multe sfaturi pe care le-am primit de către consilieri arhiviști, care mi-au arătat și mi-au ajutat să descoper câteva fonduri foarte importante, mai ales cu scrisori cu caracter privat, care au desigur elargit perspectiva noastră asupra persoanelui Cornelius Elia Codreanu. Dar pe de o altă parte, pentru mine a fost foarte important de la început să pun acest personaj într-un context mai larg, metodologic, teoretic, cu, să spunem, mobilizând bibliografie de specializare în studiile comparative despre fascismul, pe de o parte, unde istorici români în ultimii ani, specialiști mai ales pentru istoria ideilor, istoria intelectuală a României interbelice, au produs publicații de mare valoare, care pentru mine, care mi-au călăuzit și în drumul meu spre această biografie. Pe de o altă parte, am încercat și să comunic cu alți specialiști în domeniu și acum 6 ani împreună cu Armin Heinen, autorul celei mai importanți monografii despre mișcare legionară, am organizat o conferință internațională, am scos și un volum, așteptam acum și traducerea acestui volum în limba română. Și în ultimul rând, acum 2 ani, colegii mei ieșeni mi-au invitat și asta a fost un dar intelectual foarte important pentru mine, pentru o masă rotundă, o dezbatere la Universitatea din Iași, unde am avut prilejul să discutăm împreună câteva teze importante ale acestei cărți. Sunteți specialist nu numai în spațiul românesc, ci în spațiul balcanic, spațiul Europei Estice, în ceea ce privește mișcările fasciste din perioada interbelică. Cum apare mișcarea legionară, să spunem așa, într-un context mai larg al Balcanilor? Care sunt elementele care o deosebesc de celelalte mișcări radicale din perioada aceea? Putem să spunem că în comparație, dacă facem o comparație mai ales cu Bulgaria, Iugoslavia, chiar și poate și Ungaria, faptul că mișcarea legionară era înființată și condusă de un lider carismatic, ceea ce a lipsit în Bulgaria și în Iugoslavia, este desigur important. Bulgaria și Iugoslavia cunoșteau formațiuni paramilitare puternice, dar fără o ideologie care a aspirat, care a pretins să fie vizibil și pe plan european. Adică fascismul românesc avea Codreanu însuși, dar mai ales Ion Moță și o vocație europeană și s-a prezentat că alături de fascismul italian, alături de național-socialismul german, ca o treia forță a unei axe creștine, așa a fost concepută și percepută de către legionari.
deosebește legionarismul și care un element care este specific pentru legionarismul și în cadrul fascismelor europene este desigur această dimensiune transcendentă, adică că cel puțin nucleul dur al mișcării legionare era compusă de fanatici ortodox, național ortodox creștini care într-adevăr credeau într-o înviere colectivă, asta era învierea, mântuirea, erau și cuvinte cheie ale legionarismului, ale neamului. Adică în Germania, în Italia și în cazul altelor fascisme europene, acest limbaj a fost întrebuințat numai, să spunem, ca un instrument metaforic, dar în România, cel puțin pentru nucleul legionarismului, această dimensiune transcendentă era o parte integrativă a ideologiei. Un alt element foarte important în România, fascismul a fost un fenomen care a plecat de la universitate, adică din spațiul universitar, și în ceea ce privește dimensiunea europeană, legionarii a fost probabil singura mișcare studențească care a reușit să treacă de la universitate și să pătrunde în aproape toate segmente sociale și să mobilizeze de la boierimea până la muncitor, în sensul catch-all, mișcare catch-all, oameni, femei, dar și copii, pentru că mișcarea a fost și o mișcare intragenerațională a societății românești. Detaliați-mi puțin această dimensiune europeană reprezentată de Moța. Moța a participat la o conferință internațională fascistă la Montreux, în Elveția, organizată de către italieni, și Moța era probabil legionarul cel mai de seamă care a clădit și păstrat o legătură foarte strânsă cu un fenomen pe care putem să-l chemăm fascismul internațional sau internaționale fasciste, adică cu reprezentanți ai fascismului italian și cu reprezentanți național-socialismului german. După moartea lui Moța în Spania, această, să spunem, vocație internațională al legionarismului era prezent mai ales în discursul legionar, dar nu în practică. Adică un Cornelius Elia Codreanu, care a anunțat că după preluarea puterii de către mișcarea legionare, că mișcarea legionare va avea peste 48 de ore o alianță cu Germania și Italia, nu avea un fundament real, adică nu s-a negociat niciodată concret între legionarii și Germania sau Italia despre o asemenea alianță, și această internațională fascistă era mai ales un fantasma, dar un fantasma care părea cel puțin credibile diplomaților străine, mai ales diplomație franceză și engleză, dar și cel puțin unei părți a elitei politice românești atunci. Adică a contribuit și esențial la căderea lui Codreanu, pentru că mai ales puterile occidentale, cei mai importanti susținători ai României mari în perioada interbelică, a luat foarte în serios această propaganda, cum am spus, fără nicio bază concretă. Spuneți că mișcarea avea un pronunțat caracter religios, mistic, dar toată societatea trăia un fel de efervescență religioasă, intelectuală, și oare acesta e principalul motiv pentru care populația îi susținea, aveau aprobarea unei importante
un important segment social. Da, cred că dezvoltarea mișcării legionare oglindește foarte bine elementele esențiale care sunt tipice pentru dezvoltarea generală a societății românești în perioada interbelică. Și această observație privește și misticismul. Misticismul a fost, desigur, un element important pentru cel puțin o parte a legionarilor, dar pe de o altă parte era foarte răspândită în societatea, românească, cu mari diferențe regionale. Foarte puternic în Basarabia și, și în altele zone, ca de pildă misticismul a fost mai ales, să spunem, un element care a fost scos la iveală în vechiul regat și în Basarabia, în întreaga țară în momentul apogeului crizei mondiale, când și mă refer la fenomenul Maglavit, fenomen, o isterie religioasă izbucnit în 1935, care a stârnit un val de misticism și o mișcare de pelerinaj uriaș, care era foarte repede controlată către statul și biserica, Carol al II-lea, care a chiar și devenit nașul ciobanului Petrache Lupu, ciobanul care pretinde să fi avut un contact direct cu Dumnezeu. Și reacția care din partea societății, și nu vorbim numai de, să spunem, populația rurală, dar și populația urbană, chiar și elită, chiar și aristocrația, boierimea, care a reacționat puternic, ne arată că în prima jumătate anilor 30, întreaga societate românească de atunci a simțit un sentiment de criză puternic din cauza crizei economice mondiale, dar pe de o altă parte, după aproape 15 de ani de existența României Mari, marile părți al societății au pierdut complet încrederea în structurile politice ale țării și erau răspândite idei și așteptări de înviere, de mântuire, de salvare imediată. Adică mulți oameni, și nu numai oameni fără, să spunem, o educație bună, așteptau o salvare imediată, că trebuia să vină de sus. Și de aceea întreaga societate a reacționat atât de puternic. Pe de o altă parte a fost și acest misticism care a izbucnit atunci, era și mediatizat. România interbelică a intrat într-o fază a societății de masă și a mediilor de masă. Și Maglavit a fost mediatizat mai ales de către presa distinctă bucureștiană, care a speculat și cu, să spunem, cu motive pur și simplu și pecuniare, dar și România oficială făcut un film pe care l-a prezentat la expoziția universală de la Bruxelles, adică Maglavit și acest misticism a fost chiar și preluat ca o parte integrantă a ideologiei de stat și a felului în care România a vrut să se prezinte în străinătate. Insistați pe relația lui Corneliu Zelea Codreanu cu tatăl său și faptul că a existat o simbioză tot timpul și în același timp vorbiți despre un analizând personalitatea lui Codreanu, vorbiți despre Codreanu care era ezitant, care nu lua decizii foarte ușor. Oare această ezitare venea din această relația lui cu tatăl său? Ultimul punct, cred că nu. Legătura cu tatăl a fost foarte strânsă, foarte importantă, pentru că tatăl Codreanu, într-o anumită măsură, a reprodus și cariera politică a tatălui. Tatăl care a venit în România
când Suceava, unde a frecventat liceul, era încă sub administrația austriacă, a fost primit la Universitatea Ieșeană de către profesori foarte cunoscuți, Xenopol, Șumuliană, Gavanescu și Acecuza, care a devenit un activist în asociațiile studențești de la Iași, care s-a angajat și, să spunem, în opoziția a pasărăbenilor de limbă română împotriva regimului țarist, care a intrat în partidul înființat de către Nicolae Iorga și Acecuza. Adică a fost un om, desigur, un homo novus, care a încercat să se integreze în această lume universitară antisemită și ultranaționalismă, un ultranaționalist care a caracterizat viața academică sau o parte importantă a vieții academice ieșene de atunci. În ceea ce privește, să spunem, ezitare sau uneori și o nesiguritate lui Codreanu în ceea ce privește conducerea mișcării, trebuie să facem o deosebire între anii 20 și 30. Codreanu a început și a început cariera ca activist anticrevist împotriva crevelor socialiste, după aceea că lider studențesc a ajuns la un apogeu de popularitate cu ucigaș achitat de către, să spunem, elitele de dreapta, care avea impresia că ucigașii, ca activist antisemit și naționalist, se bucura elitelor și chiar a autorităților de stat. În anii 30, însă mai ales în a doua jumătate anilor 30, după experiența falimentului, experimentului violent caracterizat, asta era faza Cărții de Fier, Codreanu însuși în jurnalul lui din anul 34 remarcă că o formațiune paramilitară nu poate reuși într-o luptă deschisă împotriva autorităților de stat. Asta era lecția pe care a învățat-o în experiența Cărții de Fier. Și când mișcarea legionară s-a transformat într-adevăr într-o mișcare de masă în anul 36, Codreanu a fost silit să integreze fracțiuni diferite și fracționalismul a caracterizat într-o manieră elementară această mișcare. Și aceste fracțiuni au urmărit și scopuri contradictorii, diferite, pro-carliști și anticarliști, adică pentru regele sau împotriva regelui, aripă social-revoluționară care a devenit foarte puternică. Și de aceea Codreanu a fost spre sfârșitul vieții sale chiar depășit de legionarii care erau încă mai radical decât conducătorul și cel care a înființat această mișcare. Pare să fie un paradox, dar la sfârșit această aripă socială revoluționare reprezentată de Horia Sima, care a iarăși întrebuințat violența, ceea ce Codreanu a făcut și el însuși la începutul carierii sale, dar după aceea a schimbat și puțin, cel puțin, tactica despre violență, pentru că această violență necontrolată a devenit și un dezavantaj politic. Codreanu credea că cel puțin în 37, la începutul anului 38, că putea prelua puterea prin, să spunem, calea pe calea legală. Dar acest fracționism legionar, care până acum nu a fost discutat prea adesea, nici în istoriografie, nici în dezbatere generală, este o crilă de lectură pentru a înțelege mai bine, să spunem, și o anumită slăbiciune în conducerea mișcării și faptul că în mișcarea erau și oameni mai hotărâți și mai violenți decât Codreanu, deși, și insist asupra acestui punct, Codreanu până la sfârșit a rămas un antisemit convins și un om care nu s-a distanțat niciodată
în mod deschis de violență politică pentru că nu a putut să se distanțeze de începutul, de propriul lui început în viața politică. Spuneți despre antisemitismul lui Codreanu că era mai degrabă decât rasist, era urmărea latura socială și economică. Dar antisemitismul era o mișcare generală. Ce distingea antisemitismul legionar de, să zicem așa, sentimentele populare largi în societate? Cred că trebuie să fim foarte exacti că vorbim numai despre perioada lui Codreanu și nu despre dictatura națională legionară și despre, să spunem, implicarea legionarilor în joa, cel puțin ca activiști, să spunem, în armată sau în alte părți ale, să spunem, ale sistemului de stat românesc. În ceea ce privește perioada lui Codreanu și Codreanu personalmente, putem să spunem că Codreanu pur și simplu și antisemitismul pe care l-a propagat era produsul antisemitismului intelectual care în România avea rădăcini profunde deja în a doua jumătate a secolului XIX-lea. Codreanu a fost socializat într-o familie care, cum am deja spus, facea parte a mișcării politice înființate de Nicolae Iorga și de A.C. Cuza, adică membri importanti și al elitei intelectuale de atunci. Și ca și A.C. Cuza, care era desigur doctrinar cel mai important al antisemitismului radical și care a propovăduit întotdeauna așa zisă eliminarea evreilor, adică asta era cuvintul cheie, chiar de la început era foarte, era evident că acești oameni vor să elimineze populația evreiască din România, dar chiar și că A.C. Cuza, Codreanu nu și-a schimbat această ideologie antisemită și de aceea nu a, adică nu că de pildă Mussolini nu a încercat niciodată să se adapteze acestui antisemitism rasist de tip german, care a existat în România mai târziu, dar în cazul lui Codreanu a rămas un cuzist, adică un antisemit radical convins, care a propagat că, după părerea lui, evreii sunt un obstacol în calea societății românești spre o modernizare. Dar asta era o interpretare clasică pe care o găsim deja la Eminescu, la HDU și alți intelectuali al sfârșitului secolului al XIX-lea. Și care era relația legiunii cu intelectualii din vreme? În istoriografia românească s-a pus mult accent pe această relație, care poate că nu era chiar atât de strânsă. Poate mai degrabă intelectualii se foloseau și însușeau această mișcare mai degrabă decât mișcarea să își apropie. Dar cred că dezbaterea aceasta s-a născut în anii 90, după căderea regimului comunist în România și după ce s-a descoperit implicarea mai multor intelectuali de seamă, ca Eliade Cioran, noi ca și alții, în fascismul românesc. Și asta a stârnit un șoc și reacția a fost o dezbatere intensivă a acestui fenomen. Dar studiind istoria socială a mișcării legionare, mecanismele de mobilizare și cauzele succesului electoral în mișcării legionare, trebuie să admitem că acești intelectuali, dincolo de cercuri foarte restrânse bucureștine, nu au avut niciun impact. Aceste texte nu erau citite decât de acești intelectuali însuși, țăranii muncitori și altele straturi sociale, nu au avut acces la aceste texte.
Și cred că acest fenomen, adică concentrarea asupra elite, acestei elite intelectuale legionare bucureștiană, ne arată că și o tendință de a explica istoria modernă a României numai printr-o perspectivă bucureștiană. Dar mișcarea legionară era și în ceea ce privește intelectualii, o mișcare care, să spunem, a pornit de la universitățile din Cluj, Cernăuți, din toate universitățile țării, nu erau așa de multe ca astăzi, sau foarte, foarte puține, dar și în ceea ce privește în general rolul intelectualilor, cred că mai ales așa siși intelectual de la sate, adică învățători și preoți, au jucat un rol mult mai important decât intelectual bucureștin și în ceea ce privește și hierarhia legionară, numai, să spunem, scriitori care raduciri au, într-adevăr, au făcut o carieră în organizație. Puțin Mircea Eliade, care a participat la campanie electorală în anul 37, dar scriind o biografie a lui Codreanu, trebuie să spun că acești intelectuali de seamă, ai căror nu sunt foarte cunoscuți în România, nu apar prea desea, pentru că nu au pătruns niciodată în nucleul tur, în această comunitate, familie legionare, dar au gravitat în jurul acestei comunități și au mai ales au întrebuințat Codreanu ca un fel de ecran a proiecțiilor a mai multor ideologii intelectuale, moderne a acestui timp, adică un fenomen important pentru istoria intelectuală Bucureștiului și al Iașului și a Clujului, dar dincolo de aceste cercuri, impactul și importanța pentru mobilizarea uriașă și mai ales în a doua jumătate a anilor 30 a muncitorilor era extrem de limitat. Dar avea baze puternice în țărănime. Muncitorii intrau foarte mulți, erau revoluționari. Unii dintre ei au, când s-a încheiat, să spunem așa, povestea legiunii, au trecut destul de ușor la comunism, în mișcării comuniste radicale. Nu? Da, exact. Există, să spunem, două cai de continuitate, două, să spunem, drumuri de continuitate între legionarism și comunism. Pe de o parte socială, am și am publicat despre două articole despre istoria, despre baza socială a mișcării legionare, analizând și cine a într-adevăr preluat puterea în septembrie anului 1940. Și nu era, să spunem, generația veche legionare, dar o generație de țărani tineri radicalizați care au urmărit un scop social revoluționar, adică o revoluție socială, economică în România, care, să spunem, în ceea ce privește metodele și scopurile, nu era prea de departe de ceea ce au realizat comuniștii patru ani mai târziu. Pe de o altă parte, există și o continuitate, să spunem, logică între legionarism, doctrinile legionare și național-comunism de stil ceaușist. De fapt, legionarismul are, să spunem, o viață destul de lungă în societatea românească, pentru că, de fapt, ideile foarte importante, părțile importante ale doctrinii legionare a fost preluate și integrate în național-comunismul ceaușist, cu o excepție, și excepție era persoana lui Codreanu. Persoana lui Codreanu cu carisma lui, care ar fi fost, sigur, o primește, o amenințare pentru carisma lui Nicolae Ceaușescu. Dar în cartea aceasta citez și un raport a unui turnător al securității despre o întâlnire cu fratele lui Codreanu, Decebal, care la începutul anilor 70 a declarat că voi comuniștii
ați reabilitat un politician antisemit ca Octavian Goga, prim-ministrul antisemit înțelat către rece, și acum noi cu trenii așteptăm că veți reabilita și pe fratele meu. În afară de antisemitism, ce alte teme avea legiunea? Adică, care era proiecția lor? Cum își reprezentau ei felul de a conduce România? Ce ar fi făcut, să spunem, într-o lume ideală în care ei ar fi ajuns ideală, dar ipotetică, în care ei ar fi ajuns la conducere și ce ar fi făcut? Au ajuns la putere sub conducerea lui Horia Sima și știm ce s-a întâmplat, pogromuri și la sfârșit o ciocnire cu armata pe care legionarii au pierdut-o. Ion Antonescu, deja la începutul anului 38, adică când Cotreanu era încă în viață, a exact precis prevăzut acest scenariu. Antonescu era convins că și o mișcare legionare cotrenistă, dacă ar fi ajuns la putere, ar fi provocat un caos care ar fi condus la o dictatură armatei. De aceea a propus un fel de coabitare între armata la cârmă statului, pe de o parte, și pe de o altă parte un Cotreanu ca un fel de tascal al neamului, adică ar fi rezervat, să spunem, dimensiune ideologică pentru mișcare legionare, dar putere reală pentru armată. Revisioniști neolegionari, să spunem, aripa cotreniste, pretinde totdeauna că există, într-adevăr, două feluri de mișcare legionare, o mișcare bună, curată, reprezentată de către Cotreanu, și o mișcare rea, reprezentată de către Sima. O interpretare care putem găsi deja la începutul anilor 40, propagată mai ales de către familia Cotreanu, dar trebuie să fim foarte clar, există o continuitate foarte puternică între mișcarea cotreniste și mișcarea simiste și cred că Ion Antonescu avea dreptate când a insistat asupra dinamicii aripei sociale revoluționare a mișcării legionare deja la sfârșitul anului 37 și începutul anului 38, când în România se aștepta general o preluare legală de către mișcare legionare. Adică faptul că Cotreanu, după părerea lui Antonescu, nu era în stare să controleze și să oprească această dinamică revoluționare pe care a stârnit-o prin crearea corpului muncitoresc legionar. Adică crearea acestui, să spunem, formațiuni muncitoresc legionare a fost, pe de o parte, un mare succes, pentru că muncitori erau mult mai ușor de mobilizat decât țărani, dar pe de o altă parte muncitorii erau grei de controlat pentru că au urmărit un scop care era diferit de scopul urmărit de Cotreanu însuși, adică ei, nu pentru ei, acest discurs a mântuirii, a dimensiuni transcendente, a, să spunem, mesajului legionar, nu avea niciun rost. Ei au vrut o revoluție, o, să spunem, integrare a lor într-o comunitate națională, omogenizate și nivelate, și în cercuri legionare nu s-a discutat prea adesea despre, să spunem, proiecte concrete. Ceea ce privește politica economică și socială, Cotreanu a rămas întotdeauna foarte vag. Dar în mișcarea lui se aflau și doctrinari de stângă care aveau o concepție mult mai clară despre o România legionare și această concepție nu era prea departe de ceea ce s-a realizat în perioada comunistă și de aceea se înțelege de ce
cotrenii care au supraviețuit anilor 30, în perioada ceaușistă, a chiar și slavit acest regim, cu excepție politică față de biserică, și chiar și Eritenta Cotreanu, sora lui Cotreanu, a declarat că comuniștii au realizat o Românie puternică, o Românie care este respectată în lume, o Românie modernizată și industrializată. E păcat că sunt comuniști și nu creștini credincioși, și se vede că această arepa stângă a mișcării legionare și comuniștii aveau și nu numai, să spunem, o bază socială în comună, dar o parte importantă și a ideologiei. După ce ați terminat descris volumul, acesta este de fapt un volum mult îmbunătățit față de volumul apărut în Austria, nu? Da, este, pentru mine este versiunea definitivă, mult îmbogățită. Da. După ce ați terminat descris, cum ați caracterizat personalitatea lui Codreanu? Cum l-ați simțit dumneavoastră ca om? Nu știu, Eu am încercat să scriu o biografie politică, pentru că, bineînțeles, o biografie trebuie să trateze și, să spunem, aspectul privat, dar Cotreanu n-avea o viață privată, totul ce facea era politic, dar chiar și nuntă de pildă, o, să spunem, o familie n-a avut, probabil a trăit ca un, să spunem, un călugăr laic, a trăit într-o, și a clădit o comunitate, așa zisă, familie legionară, și au realizat această utopie legionară deja, să spunem, în această lume pamintiană, prin crearea comunității legionare, o comunitate intragenerațională. Cotreanu a invitat și copii, mai ales copiii țărănilor săraci din țară, și este important să subliniem că copiii și femeile au jucat un rol esențial și probabil erau și susținători cei mai loiali pe care i-a avut. Și o figură cheie este și șefa mișcării de femei legionare, Nicoleta Niculescu, cu care a colaborat, cu care a administrat, organizat și animat această comunitate legionare. Și de aceea trebuie să spunem că și ceea ce știm despre viața privată lui Cotreanu este în multe cazuri un rezultat a sistemului de reeducare, așa l-au chemat comuniștii, de la Iuci și de la Pitești, unde legionarii în închisori au fost siliți să distrugă carisma lui Cotreanu prin, să spunem, povești despre viața lui privată și mai ales despre viața lui sexuală. Dar este important să subliniem că în anii 3, când Cotreanu era încă în viață, nici cei mai apreci adversarii lui politici au adresat tematica aceasta, pentru că era un om extrem de fanatic, care credea în misiunea lui și care a trăit într-o, să spunem, într-o manieră care nu a corespuns la realitățile și la moravurile elitelor românești de atunci. De aceea a fost și o provocare. Nu a fost corupt, a fost rămas până la sfârșit un om sărac, și tatăl a fost un om sărac. Și de aceea mulți oameni, chiar și adversari politici, ca Iuliu Maniu, i-a arătat o stimă pe care, să spunem, din punct de vedere politic, putem să o înțelegem numai cu creutate, cum un, să spunem, un politician democrat pro-occidental care a apărat și statul de drept și stat constituțional, că Iuliu Maniu poate să concludă un pact de neagresiune cu un lider fascist. Cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că mulți revisioniști au insistat asupra, să spunem,
acestor elemente ale caracterului lui Cadreanu, sărăcie, lipsă de corupție și așa mai departe, pentru a prezenta pe Cadreanu ca pe un bun exemplu politic, chiar și pentru astăzi, dar să nu uităm că a fost un politic ucigaș, antisemit, care a contribuit esențial și la escaladarea violenței în viața politică românească și care a pregătit și, să spunem, terenul politic și mental pentru Shoah în războiul mondial. Da. Cum a tratat Biserica Ortodoxă Română fenomenul legionar? A existat și o prudență, dar în același timp mulți ierarhi s-au alăturat, au simpatizat cu mișcarea. A rămas până în ziua de astăzi un filon, să spunem așa, legionar în Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română nu a condamnat niciodată mișcarea legionară în întregime. A intervenit numai sub presiunea statului după asasinarea lui Ion Gheorghe Duca și când statul a invitat biserica să oprească și taberele de muncă organizate de către legionari, pentru că era evident că legionarii făceau concurență autorităților de stat. Biserica Ortodoxă oficial nu a niciodată declarat o opinie oficială, dar mulți, cum ați spus, mulți ierarhi, mai ales Curie Grosu, metropolitul Basarabiei, Nicolae Balan în Ardeal, dar și mulți clerici, preoți, dar și episcop de pildă Bartolomeu Stănescu de la Râmnicu Vâlcea, dar mai ales mănăstirile din Moldova, Neamțu, Varatec, Agapia, dar și altele, au susținut de la început legionarism și motivele erau evidente. După primul război mondial, societatea românească a trecut de la o fază mai ales premodernă, mică elită și o mare țărănime fără drepturi politice, într-o fază a societății de masă, cu drept de vot universal, și biserica trebuia să dea un răspuns la întrebare ce trebuie să fie rolul Bisericii Ortodoxe Române în România Mare și cum biserica poate să ajungă la oameni care acum aveau acest drept de vot. Și legionarism nu era singura mișcare de masă ortodoxă, putem menționa și Oastea Domnului și influențați, animați de către clerici naționaliști. Dar legionarismul era o mișcare extrem de loială față de biserică. Și să nu uităm că cusismul, adică această doctrină antisemită a lui Acecuza, care a propagat într-adevăr o doctrină creștină eretică, nu a fost condamnată. Acecuza a publicat broșuri în care a chiar cerut că Vechiul Testament să fie eliminat din doctrină bisericească, a criticat biserica de stat, pentru că, după părerea lui, rădăcinile evreiești era prea visibile și asta nu a fost, să spunem, o invenție foarte prea originală. Lui Cuza a preluat această idee de antisemiți francezi și germani, care și din partea lor au încercat să purificeze Biblia. Dar și în acest partid a lui Cuza, Liga Apărării Naționale Creștine și o ligă care nu era prea creștină sau prea ortodoxă, au acționat mulți preoți și Cuza era parte a elitei politice tradiționale românești și de aceea nu a fost niciodată exclus nici din această elită, nici că a fost condamnată către biserică. Și dacă biserica nu este gata să intervine în cazul unui profesor universitar care este evident un eretic,
cum se intervine în cazul unei mișcări care a declarat întotdeauna că este loial față de biserică, că să păstreze, să cultiveze și tradiția ortodoxă și care a întotdeauna a declarat că și să accepte cu totul superioritatea și, să spunem, rolul stăpânător în bisericii și în viața publică și politică românești. Și să nu uităm că amenințarea bolșevică comunistă din partea Uniunii Sovietice era și o realitate în România interbelică. Adică antibolșevismul propagat către legionari era împărțit de majoritatea covârșitoare a societății românești și legionarii, cel puțin cu majoritatea ideilor pe care le-au propagat, au oglindit pur și simplu mainstream-ul ideilor politice și ideologice în România interbelică. Și de aceea mulți preoți și multe maici, mai ales, să nu uităm că maicile au susținut, mai ales la început, nu putem această mișcare, și de pilde victoria electorală a legionarilor în județul Neamț, fi explicat numai prin sprijinul enorm care a venit din partea mănăstirilor și preoților într-un județ cu o, să spunem, o tradiție creștină, o religiositate foarte profundă și bine rădăcinată. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc!